La Spitalul de Neurochirurgie din Iași este scos la concurs postul de director medical. Concursul va avea loc luna viitoare, iar data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 11 aprilie. Pentru post se pot înscrie medici specialiști sau primari cu minimum 5 ani vechime în specialitate, care sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar și care nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni. Cei care se înscriu pe acest post trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare și să nu aibă vârsta de pensionare. Momentan, postul de director medical al spitalului este ocupat de neurochirurgul Marius Dabija. Pe 18 aprilie este programată proba scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului. Pe 20 aprilie va fi susținerea publică a proiectului de specialitate, iar pe 22 aprilie urmează interviul de selecție. Pentru înscriere este nevoie de plătirea unei taxe de participare de 150 de lei. Iar printre documentele pe care dosarul trebuie să le conțină, se numără cerere de înscriere la concurs, copii după buletin, diploma de licență, certificatul de medic specialist sau primar, un CV, casier judiciar și adeverința medicală. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în aceeași zi, în care va fi și interviul de selecție, adică pe 22 aprilie.